Doamnelor și domnilor, reforma profundă o vom începe chiar cu noi, cu guvernul în care activăm. În perioada următoare vom demara un proces amplu de restructurare a guvernului, vom desființa mai bine de o treime din ministerele și agențiile existente, ceea ce va reprezenta cea mai profundă și ambițioasă reformă a administrației publice centrale care s-a făcut vreodată în Republica Moldova, dar de fapt și cea mai complicată. Domeniile de care sunt responsabile ministerele și agențiile pe care le vom desființa vor trece în responsabilitatea celor rămase, după o logică foarte clară care vizează, pe de o parte, eficientizarea lor, o mai bună comunicare instituțională în zona domeniilor asemănătoare ca responsabilitate, o reducere a birocrației, o modernizare a guvernului. În aceste 100 de zile am lucrat intens la acest proiect împreună cu specialiștii și cu colegii din guvern, dar și cu experți străini. Am analizat cele mai bune formule în așa fel încât să ajungem la o optimizare reală a guvernului, o reformare sănătoasă a lui. În perioada următoare vom definitiva planul de restructurare și curând vom începe să-l punem în practică după ce vom finaliza consultările și cu colegii din majoritatea parlamentară, pe al căror sprijin politic mă bazez în acest proiect important de restructurare. Va fi un proces de durată, realizat pe etape, pentru că vorbim de transformări instituționale complexe, dar sper că până în toamnă să îl finalizăm. Este o reformă complexă, spre mai bine, scopul nu este reducerea